În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pilda de astăzi, sau Evanghelia de astăzi, este simbolizată, dacă v-ați uitat atenți, tot ca un referat al facerii. Chemând stăpânul pe slugile sale, le-a împărțit daruri de numărate. Darurile sunt puse sub formă de talanți. Dacă ne ducem la cartea facerii și vom căuta, puterea talanților pe care o dă Dumnezeu oamenilor este aceasta. Și l-a făcut Dumnezeu pe om cu suflet viu. Și s-a plecat și a suflat asupra lui suflare de viață. Iată un talent care are în el trei puteri dumnezești. Nemurire, deci ceea ce înseamnă că în momentul când vom închide ochii, nu suntem asemenea animalelor care le rămân oasele în țărână. 2. Puterea cuvântătoare de a putea vorbi și comunica. Iar al treilea lucru și cel mai important, partea inteligibilă sau sensibilă, cum o numim noi, rațională, care ne face să avem în ea calitatea înțelegerii, discernerii, priceperii, înțelepciunii și așa mai departe. Deci iată primul talent care l-a pus Dumnezeu în om. Al doilea talent pe care l-a pus Dumnezeu în om. Puterea de liber arbitru, puterea de a nu cădea. Și l-a făcut pe om cu voie de sine stăpânitoare. Și l-a lăsat în grădina raiului în mâna sfatului său. Ce i-a spus? Din toți pomii să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Deci iată punerea în lucrarea discernerii, că în ziua în care vei mânca cu moartea vei muri. Un alt talent, pe lângă liberul arbitru de a alege dacă suntem sau nu cu Dumnezeu, cu binele sau cu răul, cu întunericul sau cu lumina, cu înțelepciunea sau cu neînțelepciunea, i-a mai dat omului și acest talent de a fi nestricăcios. Și în toate zilele Adam se plimba prin grădina raiului și sta la sfat cu Dumnezeu și dădeau nume dobitoacelor și pomilor și păsărilor și peștilor și tuturor animalelor pe care le aducea Dumnezeu și le arăta omului și spune Scriptura. Și cum le-a numit el, Dumnezeu așa le-a socotit pe ele. N-a venit să-i zică că asta ar fi așa sau asta ar fi așa. Ce i-a dăruit omul ca nume animalului, păsării, făpturii? Așa i-a rămas numele. Și s-a mai gândit Dumnezeu să-i mai dea un talent omului pe lângă aceasta. Viața cea veșnică sau împărăția cea veșnică și nestricăcioasă. De unde știm noi de această împărăție? Când se încheie Evanghelia talanților, spune așa, că va veni Domnul pe norii cerului, va aduna pe toți la judecată, va osebi oile de capre și va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Tatălui meu, și aici noi intrăm, că ține de parusia și de judecata care vine atunci când va veni Duminica Înfricoșată judecăți. Dar ne-a făgăduit să vă dau vouă împărăția veseliei, a fericirii celei veșnice, iar cei ce au făcut cele rele spre învierea osândei, spune Evanghelistul Ioan. Întorcându-ne la această împărăție și talentul cel mai valoros, este cel din urmă talent, este cea din urmă mărturie, spune așa, măsui la Tatăl, vorbind de înălțare și de trimiterea Duhului Sfânt, o să vedeți că și aici este o problemă cu talentul, și spune așa, să vă gătesc vouă împărăția cea făcută sau zidită sau pregătită mai înainte de întemeierea lumii. Deci Dumnezeu când l-a făcut pe om i-a pregătit toate locașurile cuvenite și ca centru de greutate al creației și ca împărat al făpturii, ca chip și asemănarea lui Dumnezeu, nu s-a gândit să-l facă la întâmplare. Acum ce m-am gândit eu astăzi? Ca să vă spun ce am avut în minte tot timpul cât am stat acolo în privor cu babele mele și am spovedit sau am rezolvat anumite probleme.
Ce aș putea să le mai spun eu astăzi acestor credincioși care să-i miște sau să-i facă cumva să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la noi și ce vrem noi de la Dumnezeu? În general, noi de la Dumnezeu cerem tot ce nu ne trebuie, pentru că cerem și lucruri care nu ne folosesc. Și o confirmă tot Sfânta Scriptură. Și spune așa, că nu știți ce vreți, nu știți ce cereți și nu știți să vă rugați. Dar același Dumnezeu spune, orice veți cere în numele meu, veți primi. Și același Dumnezeu spune, orice veți cere cu credință, veți avea. Deci, iată, am descoperit două puncte interesante în care vreau eu astăzi să mă plimb. Să cerem în numele Lui Dumnezeu, deci ceea ce înseamnă în limita legii, și ceea ce cerem, să cerem cu credință, nu cu dorință, nu cu poftă, nu cu înclinare spre pământesc. Pentru că spune despre cel din urmă și cel mai de jos slujitor, că dându-i un singur talent, s-a dus și l-a îngropat. Ceilalți s-au dus și au înmulțit. Și acum să vedem care este prima greșeală a umanității față de Dumnezeu. Prima greșeală a umanității față de Dumnezeu este părerea de sine și, dacă vreți să ne împretenim paralel cu învățătura demonului din rai, cred că este mândria și curiozitatea. Curiozitatea a făcut-o pe Eva să rupă un pom din pomul binelui și răului un fruct și mândria l-a făcut pe Adam să mănânce să fie ca Dumnezeu. Pentru că i-au gustat împreună, nu separat. Ce rezolvăm noi prin această înțelegere? Adică unde vreau eu să ajung? Omul când s-a născut din pântecele mamei sale, psalmistul David spune așa, din pântecele maicii mele către tine m-am aruncat, din mitrasul maicii mele în unele ediții. Dar iarăși spune la Iov, o întrebare a lui Dumnezeu pentru umanitate. Unde erai când te-am închegat ca laptele? Unde erai când te-am țesut ca pânza? Unde erai când te-am închegat ca brânza? Unde erai când ți-am pus oase și carne? Deci ce vrea să arate aici Dumnezeu? Supremația celui mai mare dar divin dăruit umanității, puterea de a exista. Deci ăsta este primul dar prin care noi ne dăm seama că există lumea care ne înconjoară. Un copil care a fost avortat știe că răsare soarele, știe că sunt munți și ape, știe că sunt flori și cer și stele. Deci este lipsit atât de revelația naturală cât și de cea supranaturală. Deci nu se bucură nici de cele dumnezeiești, nu se bucură nici de cele pământești. Deci în momentul în care deschidem ochii sau vedem o făptură plângând, născându-se, este primul semn de măreția lui Dumnezeu că harul Duhului Sfânt s-a revărsat într-acea persoană că a putut să deschidă ochii în lumea aceasta pământească și să vadă că există. Este primul semn și primul contact al omului cu realitatea și cu Dumnezeu. Este primul lui act de întâlnire cu divinitatea. Faptul că stă la sânul mamei, că suge lapte, că există și că crește. Aici lucrurile de acum se împart. Unele o iau în plan material și sunt părinți care își doresc perfecțiunea copiilor lor, dar uită un lucru. Că perfecțiunea duce la imperfecțiune. Și de ce lucrul acesta? Cine crede că le știe pe toate, de fapt nu știe nimic. Asta este prima artă în a ști. Deci cum Dumnezeu este fără de început și înțelepciunea Lui este fără de sfârșit și atotputernicia Lui este fără de margine și aseitatea Lui și toate atributele de care este El înconjurat și îmbrăcat, nu se pot niciodată maturiza de plin în om. Deci niciun om nu va fi perfecțiunea întruchipată. Și ce spune psalmistul David? Tot omul este mincinos, tot s-au abătut, netrebnici s-au făcut și chiar la un moment dat
vine și spune, puși în balanță fiii oamenilor, toți sunt deșertăciune. Omul ca umbra s-a plecat și ca iarba s-a uscat. Și iarăși zice, zilele anilor noștri sunt 70 de, vor fi în putere 80, mai mult osteneală și durere. Și spune iarăși, omul cu deșertăciunea s-a asemănat, zilele lui ca umbra trec. Deci iată acea perfecțiune, iată acel tipar care trece de prima facultate, de a doua facultate, de a treia facultate, de a patra facultate, de al șaselea masterat, de al șaptelea doctorat, de a 11-a limbă învățată. Dar în spatele la acest tablou stă o singură școală. Școala înțelepciunii lui Dumnezeu. În clipa în care cineva va spune, eu sunt deștept, eu știu tot, eu cunosc tot, trebuie să-și dea și un singur răspuns pe care îl spunea Apostolul Petru în epistola lui. Ce te lauzi cu ce ai, ca și cum n-ai luat? Iar dacă ai luat, ce te lauzi, ca și cum n-ai primit? Este înțelepciunea ta? Nu. E harul lui Dumnezeu. Este puterea ta personală? Te-ai făcut tu deștept? Nu. E darul Duhului Sfânt. Ai știut tu să-ți înmulțești neuronii și să-ți faci în așa fel mintea și înțelepciunea să sclipească? Nu, așa te-ai dăruit. Ei, aici descoperim ceea ce spune Evanghelia de astăzi. Talentul. Și acest talent este împărțit. Mamă bună, tată gospodar, om frumos, copil deștept, om priceput, om cu minte, om blând, meseriaș bun, doctor bun, inginer bun, deci tot ce vrei, savant, matematician, fizician, astronom, toate prin oameni s-au făcut. Și de unde știm lucrul acesta? Ne ducem în Scriptură și găsim scris. Noi suntem lucru mâinilor Lui, toți suntem poporul Lui. Deci El ne-a zidit, El ne-a făcut, El ne-a creat. Ei, la toată această științime, la toată această cunoștință exagerată și nemăsurată, vine acum și se așează ce? Lucrarea lui Sarsailă. Ce credeți că a făcut Sarsailă în timpul liber? Când a văzut că Dumnezeu i-a împiedicat căderea omului prin întruparea Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu în lume, și că a promis lui Adam că femeia va zdrobi capul șarpelui, profeție mesianică, Cartea Facerii sau Proto-Evanghelia, spune așa, s-a strecurat în rai, a luat cotorul din fructul mușcat de Adam și Eva, era un fruct al mândriei, al neascultării, al nesupunerii, al părerii de sine, l-a adus pe pământ, l-a semănat, l-a mulțit, l-a împrăștiat pe tot pământul și a zis așa. A spus Dumnezeu, legi au pus și nu o vor trece. Este scris în Scriptură și în Psalmi că Dumnezeu a pus hotar mării, Dumnezeu a pus nisipul, Dumnezeu a pus stelele, Dumnezeu a pus lumina, Dumnezeu a pus soarele, Dumnezeu a pus tot ce mișcă în jurul nostru. Deci tot ce vedem în psalmul creației, deci psalmul vecernii, toate cu înțelepciunile ai făcut, scurt, ca să nu lungim lectura. Ei, satana a venit și și-a strecurat acest fruct furat din rai, plin de mândrie și de vanitate și de tot ce era în el, era ideea de Dumnezeu, a schimbat numele pomului, ca să nu se mai zică cunoașterea binelui și răului, ca omul să priceapă, și s-a numit acest pom, pomul necredinței. Și cum a strecurat această necredință? Prin ceea ce a făcut și în istoria de-a lungul Testament, în dărâmarea umanității până la Hristos. Îndoiala. Iar fructul acestui pom se numește minciuna. De ce minciuna?
Vine conștiința și îți spune că nu-i bine. Vine dracul și îți aduce contraargument. Vine inima ta și îți dictează, n-am făcut bine. Vine dracul și îți aduce contraargument. Și am să vă dau o pildă. Noi îl numim pe Satana tatăl minciunii. V-ați pus vreodată întrebarea, de ce se numește tatăl minciunii? Pentru că a spus două minciuni categorice în fața lumii. Una i-a spus-o lui Adam că va fi ca Dumnezeu și una i-a spus-o lui Dumnezeu, prin Adam i-a transmis-o, spunându-i așa, nu! Dumnezeu știind că mâncând din pom veți fi ca El, nu vrea să ajungeți ca El. Deși ținta lui Dumnezeu era să-L facă pe om Dumnezeu din prima, să-L învețe până îl desăvârșea. Și-a luat fructul, l-a adus pe pământ și în felul acesta pământul a rodit pe seama acestui fruct noi Adam și alte noi Eve. Și o să le găsim în lumea științifică. Vin cercetătorii și spun, în urma încălzirii globale, pământul va fi supus unor traume atmosferice sau astronomice foarte puternice, s-ar putea viața să înceteze pe pământ. Bine, domnule savant, ai descoperit asta. Dar eu te întreb, tu ai citit vreodată în Scriptură ce spune Dumnezeu? Sau ce spune despre această sferă numit pământul? Spune așa. Tu ai scos vântul din visterii. Tu dai ploaia la bună vreme. Tu presuri gheața ca pâinile. Tu presuri negura ca cenușa. Tu agăți izvoare în văi și dai munților ape. Tu ai pus hotar mării. Tu din patru stihii ai făcut anul. De tine se încununează făptura, pe tine se slăvește lumina. Unde găsim noi această rugăciune? Tu ai revărsat aerul ca răsuflare oamenilor. O găsim în rugăciunea de exorcism de la botez, amestecată cu porțiuni din psalm, în care ne arată că atunci când Dumnezeu va găsi de cuvință să piardă pământul, nu-l întreabă nici pe cel de la ingineria mediului, nu-l întreabă nici pe savantul de la încălzirea globală, nu-l întreabă nici pe botanistul X, nici pe omul de știință X, care vine și ancorează toată teologia lui Dumnezeu și toată personalitatea logosului din lucruri, că acolo e cuvântul lui Dumnezeu prin care toate s-au făcut și fără de el nimic nu s-a făcut, spune Ioan în Evanghelie, capitolul 1, versetul 1 și 2, că la început era cuvântul, cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și prin cuvânt toate s-au făcut, care s-au făcut și fără de el nu s-ar fi făcut. Și iarăși vine psalmistul și spune, cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii lui puterea lor. De ce? Ca să ne arate că Dumnezeu nu-i chior, nu-i surd, nu-i mut, nu-i orb. Știe, vede, cunoaște, pricepe, înțelege, ne aude. Este totul întru toate, cum spune Palama, și întru nimeni nimic, nu se amestecă cu nimic, dar în toate este ca Logos și creație. Și atunci vine Dumnezeu să-l întrebe pe savant, tu știi să faci o particulă de oxigen? Nu. Atunci n-avea grijă oxigenului din atmosferă. Vezi-ți de păcatele tale. Vine și îl întreabă pe omul de știință, marele industriaș care a făcut fabrici, rețele nemai terminate de tot felul de produse și invenții omenești și câte s-au făcut pe fața pământului și îi spune, tu vorbești de poluare, dar oare nu tu ești demonul care strici natura? Nu tu ai venit și ai poluat-o? Ce faci? Răstorni răul în lume ca o cutie a Pandorei? Și acum vii să demonstrezi că răul poate fi întors în bine? Nu. Nu există sens. În Scriptură există doar rol. Spune așa, rău e rău și spune Eclesiastul. Ce nu este, nu se poate număra. Și ce este strâmb, nu se poate îndrepta. Așa este și în viața noastră de zi cu zi. Ce este rău, rămâne rău. Diplomația, arta cuvintelor, polilogia, vorba goală, pierderea de timp și înfumurarea părerii personale nasc o altă substanță mai otrăvitoare din pomul minciunii,
ateismul. Și vin oamenii de știință și spun, constatând cele descoperite în urma cercetărilor științifice, putem constata că există o forță superioară care poate demonstra că ceea ce s-a făcut peste priceperea minții omului este ceva mai presus de natural. Dar de ce trebuie să-i spui forță superioară dacă pe el îl cheamă Dumnezeu? Mândria și dracul din tine nu te lasă să recunoști că prin el toate s-au făcut? Mândria și răul din tine nu te lasă să recunoști că Dumnezeu guvernează universul? Nu te lasă să înțelegi că tot ce mișcă și există nu-i hazard și mai presus de matematică și de gândirea omenească? Și iarăși repet, minunate sunt lucrurile tale și niciun lucru nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Deci oamenii nu pot aduce o rugăciune de laudă sau o slavoslovie sau o preamărire lui Dumnezeu care să cuprindă toată înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea spunem noi când citim Evanghelia pentru măreția cuvintelor Scripturii. Mărire ție, Dumnezeule, mărire ție, sau slavă ție, Doamne, slavă ție. Deci până aici am descoperit ce? Că avem talanți pământești cu care putem să ne autodistrugem și avem talanți pământești cu care ne putem autoconserva pentru Dumnezeu sau sfinții. Și acum am să vă duc ca să vedeți ce înseamnă ideea de Dumnezeu cu talanți care ne pot duce la mântuire. A venit secolul 21 cu tablete, cu telefoane de toate tipurile, cu sateliți, cu rachete, cu tot felul de tâmpenii din acestea. De la un capăt a pământului la altul ai apăsat pe un buton și vorbești prin internet, prin calculator, prin tot ce vrei. Da! Și lumea spune, bă, ce deștepți suntem, câte am descoperit noi, iată ce am dăruit, ce a dăruit știința lumii? Ce a dăruit știința lumii? A dăruit griji și probleme. Stând Iosif lângă femeia sa Maria, drept fiind și temător de Dumnezeu, și nevrând să o vădească, a vrut să o lase nascuns, și s-a arătat îngerul și i-a zis, nu te teme, a luat la tine pe Maria, femeia ta, că ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Acum mă întreb eu, cât ne-ar costa să putem convinge un înger să vină din cer, să-l folosim pe post de telefon, să știm voia lui Dumnezeu, voia prietenilor noștri, a cunoscuților noștri, a semenilor noștri și veți spune, părintele a nebunit. Nu a nebunit, părintele. Sfântul Antonie știa cu Duhul ce fac ucenicii prin pustie. Sfântul Macarie știa ce fac ucenicii prin pustie. Înainte văzătorii știau ce se întâmplă la mii de kilometri. Cei care trăiau în răpire, în uimire, cum arată Filocalia și părinții filocalici, știau ce se întâmplă de dinainte. Profeții care au vestit venirea matematică, mesianică, a Mântuitorului și toate semnele până la Noul Testament, până la legea cea nouă, toate le-au luat direct de la înger și insuflați de Duhul Sfânt de la Dumnezeu. Cât ne-ar costa pe noi oamenii zilelor de astăzi să avem o asemenea dotare în care să nu mai depindem de unda electromagnetică, de satelit, de calculator, de internet, de baterie, de sursa de acumulare a energiei, de telefon? Și iarăși vă zice cineva, părintele exagerează. Nu exagerează. Dacă deschidem viețile sfinților și citim, au fost sfinți care umblau dintr-o parte în alta a pământului și erau purtați de Dumnezeu și de înger cu viteza nici cea gânditoare a minții. Avea părintele Cleopa o vorbă și spunea, ci că tu stai și te gândești și zici, București, America, Moscova, România. Tu ai terminat de zis cu vorba, dar îngerul deja era de mult acolo cu gândirea și puterea rugăciunii. Deci iată ce scurte sunt cărările între oameni și Dumnezeu când este vorba de lucrarea Duhului Sfânt, care El este conectitudinea tuturor în toate, care pretutindenea ești, pe toate le împlinești, auzi, pe toate le împlinești, vistierul bunătăților, deci auzi ce am eu de agonisit, pe vistierul bunătăților, talentul cel mai suprem, vinoște sălășluiește într-un noi, auzi ce ușor, și curățește bunurile sufletele noastre. Ce să ne curățăm?
mâncarea din pomul minciunii, mâncarea din pomul necredinței, mâncarea din pomul rațiunii moarte, din pomul imaginației bolnave, frumos și bun la vedere era omul ce, rodul ce m-a omorât când octoihul. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să vedeți cât de mărunți și de ticăloși suntem și cât de stricați suntem și cât de drepți ne credem. Ce este oare umanitatea plină de talanți înaintea lui Dumnezeu decât o groapă de iad care clocotește în apa morții și nimeni nu ridică ochii sus la Dumnezeu să vadă lumina și să iasă? Când v-am mai explicat odată povestea cu lumina. Umblați în lumină cât avem lumină. Cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge. Deci, de ce ni s-a dat talanți? Ca să ne batem joc de ei. Ni s-a dat talentul frumuseții ca să ne destrăbălăm. Ni s-a dat talentul frumuseții trupești ca să facem sex și urgii sexuale. Ni s-a dat talentul frumuseții să umblăm dezbrăcați ca animalele. Vorba unui profesor de la școală, ci săraci, ca niște vite fără minte. Adică el a fost finuț, n-a vrut să jignească. Ni s-a dat talentul tinereții și a sănătății ca să ne ucidem mai rău ca animale, ca animale se sfâșie, dar în detrimentul nu a distrugerii speciei, ci a conservării speciei, deci puterea de mulțire și de păstrare a speciei, iar noi o facem din răutate. V-am spus odată, sau cred că am uitat, ce frumos e la moartea cuiva, câtă detașare sufletească. Unii plâng, unii se scălâmbă, unii cad pe sicriu, alții se scoală, alții dau de pomană, alții râd, alții fac bancuri. Și totuși în spatele acestui tablou sinistru, între eschatologie particulară și viață pământească, este și un tablou al ușurării. Câțiva sau cineva suflă ușurat. Bă, a murit și ăsta. Gata, un post liber, un dușman în minus, un potențial candidat dat la o parte, un rival înlocuit. Deci asta este mentalitatea în care trăim. Fiecare vede în suferința semenului bucuria lui. Hristos a spus așa, iubiți-vă unii pe alții, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Iar noi întoarcem prin pomul minciunii și spunem, urâți-vă unii pe alții ca să simțiți satisfacția. Râsul hedonist, diavolesc. Știți cum spunea la Pateric, lupusnicul acela care 20 de ani l-a sculat la rugăciune. Și când a crezut că e de plin convins că crede în el, i-a spus, azi vei avea o înfricoșătoare vedenie. Vine la tine tatăl tău în chip de om, dar este diavolul, să nu-l crezi. Să ieși și să-l lovești. Și când a dat cu ciomagul, cu barda, cu ce a dat, și-a omorât tatăl. Și dracu a râs așa, cum spune în cărțile noi de slujbă, cuvintele astea moderne, sarcastic. Ha, 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 20 de ani mi-a trebuit, dar te-am învins. Deci oare trebuie să treacă o viață întreagă? Să moară toți de cancer? Să moară toți de sida? Să moară toți de stres ca să ne dăm seama că prin talanții pământești ne-am distrus singuri raiul pământesc dat de Dumnezeu? Trebuie să vină alte generații după noi să facă studii științifice pe oasele și pe genetica noastră să-și dea seama ce popor de tâmpiți a stat pe fața pământului și l-a distrus cu sonde, cu bombe, cu neutroni, cu atomi, cu boli biologice și cu toate nenorocirile. Operele științei, operele talanților pământești. Aceasta este roada culturii și a științei fără Dumnezeu. Și a spus Hristos, fără de mine nu puteți face nimic. Cine n-adună cu mine risipește. Risipa se vede în jur. În prima imagine, credem că avem un tablou al culturii întruchipate la apogeu de știință exactă. Știm și la ce oră se mișcă pământul. Știm și la ce oră strănută Dumnezeu. Știm și la ce oră se trezesc îngerii. Știm și la ce oră începe liturghia în cer, dar nu știm un lucru. Ne mai iubește Dumnezeu? Mai avem vreo asemănare cu El?
mai căutăm la chipul Lui, mai pictăm în icoana sufletului nostru imaginea Dumnezeirii Lui din Rai, ne va recunoaște El la judecată dacă suntem ai Lui sau suntem fii nelegitimi. Deci e o întrebare care duce tot de la talanți. Și acum am să iau câte o bucățică de talant, să vedem ce mai spune prin ăștia din Evanghelie, că prin ăștia clasici am văzut. După multă vreme, a venit stăpânul acelor slugi să-și ia socoteala de la ele. Aici putem numi socoteala în doi timpi. Fie moartea particulară a fiecăruia dintre noi, chemarea și întâlnirea cu Hristos, fie chemarea cea veșnică a tuturor, când toți vom sta de judecată și, cum spune prin mănăstirile din Bucovina, săvârșitul sa robului Dumnezeu, înveleatul 7100 și nu știu cât mai scria pe mormântul acesta, suindu-se la cerești locașuri de a da răspuns bun lui Dumnezeu la viața lui pământească. Deci iată ce frumos se exprimă cel care face piatra funerară pentru cel adormit. Câți dintre noi să pot sui la tronul lui Dumnezeu să dea răspuns la judecate, la întrebarea cum au viețuit? Și apropiindu-se cel care luase 5 talanți, a zis: Doamne, ți-am adus alți 5 talanți care i-am câștigat cu ei. De ce i-a dat 5 talanți? Uitându-ne în toată literatura ascetică, ca să nu lungim povestea mult și fără sens, știm că omul are 5 simțuri. Îndobitocite suntem animale, după Panaiot Nelas și toată teologia lui, și după teologia din Rai. Și l-a îmbrăcat pe om în veșminte de piele și l-a dat afară să lucreze pământul. L-a scos din Rai, punându-l în preajma Raiului, facerea. După sfinții filocalici, în dumnezeirea celor 5 simțuri, înseamnă asemănarea și unirea totală cu Dumnezeu prin har și nu după ființă. Deci cine poate face lucrul acesta? Să nu-și spurce ochii, care e luminătorul trupului, să nu-și spurce mintea, care e luminătorul sufletului, să nu-și spurce limba, care trebuie să aducă slavoslovii lui Dumnezeu. Ce spune Dumnezeu despre această blestemată limbă, că nu-i putem spune altfel câteodată? Cel mai înalt și mai vanitos grad de cădere a limbii este viclenia. Spune așa: cei ce viclenesc, auzi ce frumos spune psalmistul, de tot vor pieri. Poți să mori numai o leacă? De ce de tot? Adică și în viață și în moarte. N-au judecată. Spune din psalmul 1. Nu vor învia necredincioșii la judecată, nici păcătoșii în sfatul dreptilor. E același echivalent. Și acum ne ducem într-un loc să vedeți cum lucrează limba. Ca să vedeți acest organ minunat dat nouă să glăsuim, să cântăm și să vorbim cu Dumnezeu. Și că muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemn, dar în inima lor sunt săgeți. Ce are aceasta în societate? E mult să ne întrebăm de lucrul acesta. Lingușeala, prefăcătoria, duplicitatea, falsitatea. Vai ce rău îmi pare! Vai, dacă ai ști cât suferi, nici nu pot să cred că ți s-a întâmplat ție. Crede-mă, e enorm sufer, nu-mi vine să cred. S-a întors cu spatele. Așa îi trebuie, l-a pocnit Dumnezeu. Crezut că scapă, las că e bine așa. Îi trebuia mai rău. Deci iată, sfânta ta limbă, despre care credeai că este înger în trup și ea este demon în inimă, în inima lor sunt săgeți. Deci noi putem ucide cu cuvântul, putem ucide cu limba, putem distruge cu limba, de aceea spune așa în proverbul popular, scriptura fără carte a oamenilor neștiutori. Vorba dulce mult aduce. Și iarăși spune în proverbele populare, 7 sate n-au ce-mi face dacă trec și le dau pace. Și iarăși spune în proverbul popular, și asta e mai mult scriptură, limba bate fundul, gura, adică când vorbești mult prost și fără rost. Și iarăși spune, tot în proverbe, că limba este ca un câine fără lanț. Și iarăși spune, este ca o coasă care nu se uită ce taie.
Și iarăși spune, limba este o travă a inimii. De ce? Când începi să te înfermând, să spurci și să batjocorești, crapă inima în tine. Ați văzut că unii au făcut infarct și au rămas morți pe loc sau au făcut accident cerebral. O travă din limbă. Limba are foarte mult o travă în ea. Depinde cum o folosești. Și de ce vă spun toate acestea? Pentru că una din simțurile îndumnezeite a celor cinci talanți a fost și limba. Și apoi picioarele care merg în cărările dreptății, mâinile, pipăirea și așa mai departe, auzul, urechile, nu stăm să explicăm ca la Babil. Citiți paza celor cinci simțuri, Nicodima Ghioritu și războiul nevăzut Nicodima Ghioritu. Asta e pentru acasă temă. Apropiindu-se cel ce a primit doi talanți, a zis, Doamne, doi talanți mi-ai dat, alții doi eu ți-am adus. Să vedem care sunt ceilalți doi talanți. Mintea și inima. Toți Sfinții Părinți în toată Filocalia pun accent pe curățirea minții. Mintea este chinuită de imaginație, de aia e și numit podul dracilor. Mintea sau tabla, sulul de ceară a minții, după Sfinții Filocalici. Iar inima este numită casa rațiunii. De fapt, în ea stă sufletul. De ce știm că e casa rațiunii? Găsim scris în Evanghelie când Hristos îi întreabă pe spurcații farisei, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Putea să spună, de ce cugetați cele rele în mințile voastre? Nu, inima e cu puterea cugetătoare. De acolo pleacă urgia, mânia, iuțimea, răutatea, zavistia, pisma. Și iarăși răspunde, auzi ce frumos, ca să vezi că au legătură. Din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate cele bune din visterie inimii sale, omul rău pe cele rele. Deci iată ce frumos ne dăm seama că această inima noastră, dacă nu știm să o curățim, ne poate ucide. Și ce a spus Hristos? Dă-mi, fiule, inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Ea pare populară la prima idee, dar e din Luca. Iarăși scrie undeva pe la, cred că dacă scrie pe la Apocalipsă, n-am amintea exact unde am citit, este tot un verset care spune așa lui Hristos, dar cred că e prin Apocalipsă, ori capitolul 3, ori 4, și spune așa. Eu stau la poarta ta și bat la ușa ta, aștept. De-mi vei deschide, voi intra la tine și vei cina cu mine la masă. Și iarăși mai jos spune, păzește cele ce sunt ale tale, să nu pierzi cununa ta sau să o dai altuia. Adică păzește-te în lucrarea în care ești. Și iarăși spune, și mai jos, la fel, iarăși o explicațiune frumoasă. Luptă-te să biruiești ca să stai pe scaun cu mine, precum și eu am biruit și am stat pe scaun cu tatăl meu când m-a primit la el. Deci iată care este rolul inimii și a minții. Să lupte cu cele două vămi, cum le spunea părintele Cleopa. Imaginația și rațiunea. Imaginația să nu te împingă la păcat. Și aici nu o să stau acum să vă explic eu dumneavoastră ce înseamnă mizeria păcatelor. Deci e suficient să știm că de la copilul de 4 ani care știe să butoneze calculatorul și până la moșneagul de 80 de ani, toți au învățat ce înseamnă pornografia. E un lucru rușinos pentru o țară ortodoxă, dar adevărat. Și ce mai fac oamenii? Dacă ar rămâne la nivelul de imaginație și de vedere, mai că n-ar fi nimic. Dar spune mai departe că diavolul a intrat în cele mai mari unghiere ale intimității omenești. A distrus leagănul copilăriei. Copiii nu au copilărie. Știu ei ce aia joacă, știu ei ce înseamnă aia copilărie, bunici, povești, basme. Cine ascultă prostirea asta? Petre Ispirescu a fost un depășit și un sclintit. Nu are nimeni treabă cu el. Basmele sunt cu draci, basmele sunt cu dragoni, sunt cu faraoni, cu tot felul de croncozauri și brontozauri, pentru că sadismul cultivat în copii
prin ură, sex și violență, ceea ce înseamnă mass media și televiziune. Uitați-vă, scrie acolo ca ne simțiți. Cu acordul părinților sau până la 12 ani, cu acordul părinților până la 15 ani, cu acordul părinților până la 9 ani. Lasă-mă, dragă, pe dacă tu îl pui ăla pe televizor, pune la miezul nopții, 2-3 noaptea. Cine are să uita, să uite, nu zoa când stau copiii. Copiii noaptea dorm, ziua să uită. Dar ce facem? Distrugem leagănul copilăriei, ne semănăm moartea încă din leagănul copilăriei și apoi vin și anunță tot ei și spun ce mult a căzut societatea, preoții nu-și mai fac datoria, preoții, biserica nu-și mai are menirea, profesorul de religie nu-și mai are chemarea, e de vină profesorul de religie că vine la școală în clasa a 8-a, a 12-a, că până într-a 8-a îl mai stăpânești pe copil, că mai există o urmă de bun simț. Și la ora de religie îl râde de profesor sau le-a în bășcălie sau îți duce și joacă fotbal. Și tu vrei să-i implementezi lui credința, tu vrei să-i implementezi lui credința prin școală, când mă s-a șătat sus doi atei nenorociți. Să avem pardon, domnilor. Leagănul copilăriei e distrus, nu școala. Apoi se distruge leagănul conjugal. Baza societății, familia. De ce să nu se mărite de 7 ori? De ce să nu se însoare de 10 ori? Deci, nu-i convine bisericii că sunt mai multe cununii, vor popii să dețină monopolul. Nu-l interesează pe preot, dragă, călărește tot satul, e treaba dumitale. Să nu uiți că judecata e pentru toți la fel. Să nu uiți că iadul e larg și are loc toată lumea. Și dacă e nevoie, îl lărgește Dumnezeu. Deci asta trebuie să ținem minte. Nu-i treaba preotului ce faci tu, îi treaba ta ce faci. Știți care este răspunsul modernității? Fac ce vreau cu viața mea. Uite că nu faci ce vrei, faci ce trebuie. Când te-a creat Dumnezeu, te-a creat să-L preamărești, te-a creat să-I dai slavă că existi, te-a creat să te bucuri de toate darurile Lui, și te-a creat să-ți dai seama că ești deopotrivă și de o asemănare cu El. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Așa ne respectă Iisus. Nu spune veniți golanilor, borfașilor, ticăloșilor și nemernicilor și huliganilor. Nu. Veniți binecuvântații Tatălui meu. Auzi, ne respectă binecuvântarea din creație, chipul și asemănarea, nemurirea și înveșnicirea sufletului din noi. De ce am ales eu tema asta pentru astăzi? Am ales-o în urma unui studiu de o săptămână, tot ce vorbește presa, ziarul, televizorul, și acum a început prin ordine drăcești sau nedrăcești bombardarea a ceea ce se numește instituția bisericii din punct de vedere spiritual. Nu și-are biserica sensul. De ce nu și-are sensul? Pentru că în momentul cât există biserică, răul se înfrânează. Mai aude omul de Dumnezeu și mai se sfiește. Îl mai vede pe preot pe stradă și mai tresare. În momentul când nu ai biserică și nu mai ai preot, în momentul în care nu mai ai biserică și nu mai ai preot, omul devine diavol în trup. Deci are libertatea deplină de a se tâmpi de tot. Nu mai are nicio opreliște, nicio barieră. Și atunci ce spune? Denigrați biserica că distrugeți societatea, nu? Denigrați societatea s-o poate salva biserica. E o șansă. Și biserica nu ține societatea. Biserica nu ține oamenii. Biserica lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, când a venit, a venit din cer, n-a venit de la București. N-a venit din mass media. Din cer a venit. Și făcându-se un vuiet mare ca de vânt, Duhul Sfânt a stat în chip de limbi ca de foc peste apostoli, pe care i-a luminat și a umplut toată lumea de dreapta credință. Asta trebuie să avem în minte. Și de ce vreau să vă spun lucrul ăsta? Este vorba de cel cu doi talanți, mintea și inima. Inima o avem stricată, tot omul e curvar, deci nici nu mai trebuie să pomenești de două ori acest cuvânt. Uită-te la tot tineretul ăsta frumos și românesc al țării, să nu vorbim de alții, să ne vedem ograda. Ei la 14 ani au noțiunea de sex și de păcat trupesc. Ce să-l mai însori pe ăla la 25 de ani când el e sătul de femei? E ca o reacție de aia saturată chimică în care orice bază sau acid mai pui nu dă niciun rezultat. Și că nu merge societatea. Stă pe loc, noi mergem.
Murim, trăim, murim, trăim, murim, trăim. Ce să-l mai înveți pe un drogat? Să dea răspunsul cine știe. Ce să-l înveți? Să-l ții legat. Îi faci injecție în cap să nu devină violent și aștept să moară lent ca o legumă. Ce poate fi un drogat decât un om din care dispare Duhul Sfânt și este posedat de diavol? O altă formă de îndrăcire. E o întrebare pentru viitor. E o întrebare pentru societatea plină de talanții culturii. O religie într-o cultură înseamnă o coroană și un succes. O cultură fără religie înseamnă un mare eșec. Spune acolo, și Dumnezeu va râde de dânsii și îi va lăsa după mintea lor, după mergerile lor și după izbăvirile, asta, născocirile minții lor. Și la un moment dat societatea întreabă, oare cine ne este nouă domn? E o întrebare foarte bună. Se pare că pentru noi începe să fie domn tatăl minciunii. Noi l-am ales, noi îl promovăm, noi ne ascundem după deget, nouă ne pare bine că Dumnezeu nu ne cercetează. Nouă ne pare bine că nu mai avem atribuții spirituale. Nouă ne pare bine că am scăpat de rugăciune. Nouă ne pare bine că de când s-a inventat blocul poți încuia ușa și nu-l mai primești pe preot. Nouă ne convine că se schimbă des de preoții la parohie și nu te cunosc și în felul ăsta nu mai știi nici tu ce duhovnic ai, cine te-a îngropat, cine te-a botezat. E foarte îndemânos. Și-a știut dracu să le lucre bine. Deci tatăl minciunii domnește că el a și spus. Și el știți când și-a început activitatea odată cu Iisus Hristos. Veți credea că dracul a dormit o vreme. N-a dormit nicio clipă. A stat cocoțat pe vârful muntelui la Carantania, acolo cu Iisus. Și când a terminat Iisus misiunea de post și rugăciune, știți ce spun astăzi tâmpiții umanității? Oamenii culturii de astăzi. Și ce dacă a postit Iisus 40 zile? Ce l-am pus noi? Ce l-am pus noi să flămânzească? Ce l-am rugat noi să postească pentru noi? Care-i treaba? A făcut-o că a vrut. Da? A făcut-o să ne demonstreze nouă că cu burta plină și plin de patim n-o să facem deosebirea între bine și rău. Încercați să stați flămânzi măcar o săptămână ca să cunoașteți puterea foamei și diavolul lăcomiei, cum poate lucra un om. Și când s-a dus pe buza muntelui și a spus, vezi toate bogățiile acestea, ale tale vor fi dacă te închini mie. Ce a spus Dumnezeu? Domnului Dumnezeu să te închini și lui unuia să-i slujești, înapoi a mea satană. Ce spun azi oamenii? Lasă-mă, Doamne, cu prostiști, cu biserica și cu povești din astea. Nu-mi dă biserica să mănânc, nu mă îmbracă biserica, nu-mi dă servici biserica. Ți le poate da pe toate. În virtutea credinței și a umanității din tine, niciodată nu vei pieri de foame. A spus Dumnezeu, păsările cerului nu seamănă, nu trăieră, nu seceră și Domnul le hrănește pe ele. Deci iată, în momentul în care câștigi tu pâine la Carantania din Petroaie și umpli burta mare, ai pâinea osândei, omul va trăi și cu tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu, nu numai cu pâine. Deci trebuie să ne învățăm să avem un pic și de trezvie, să nu fim numai animale raționale. Trebuie să avem un pic de trezvie, să ne gândim că vom și muri, că ne convine sau nu ne convine. Nu există cineva veșnic. Toți trec prin moartea trupească să se întâlnească cu Dumnezeu, să dea socoteală. Și e bine să nu te ai stricat cu El. E bine să ți-l lași prieten. N-o să poți să-l ai intim, pentru că ai patimile care te stăpânesc. Dar măcar nu strica relația cu el. Doamne, așa spunea Patericul, nu vă spun eu. Și de vreau, și de nu vreau, tu mântuiește-mă. Și de pot, și de nu pot, tu mântuiește-mă. Și de știu, și de nu știu, tu mântuiește-mă. Iată ce înseamnă trezvia minții. Iată ce înseamnă contactul cu Dumnezeu. Și ce a spus Dumnezeu? Ce răspuns a dat el la cele ce v-am spus acum? N-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Pe cel ce vine la mine, n-am să-l dau afară. Nu vreau moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Dar întoarcerea, nu putem tăia cuvântul din Evanghelie și să spunem doar atât.
Eu nu vreau moartea păcătosului, îl vreau viu. Nu, să se întoarcă și să fie viu. Că se omoară prin păcatul lui. Păcatul aduce moartea. Și ultimul, că am ajuns la ultimul talent. Auzi ce a spus la al doilea. Bine, slugă bună și credincioasă. Auzi, credincioasă. Iarăși ne izbim de ceea ce numim noi natura via lucrării, credința. Fie ție după credința ta și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Ce vreți să vă fac eu vouă? Să vedem! Fie vouă după credința voastră. Acum eu vă întreb dumneavoastră, de ce nu vi se îndeplinește dorințele? Nu cumva e după credința voastră? Voi veniți și cereți servici, casă, masă, bani, sănătate, copii buni, realizări. Și totuși în urma eforturilor nu se vede rezultatul. Acum eu ce să vă spun? Vă spun ce spune Scriptura. Să fie vouă după credința voastră. Înseamnă că ea nu există. Deci teoretic noi am atins cote alarmante de credință. Deși Evanghelia ne cere cât un sâmbure de muștar. Și noi totuși suntem credincioși. Părinte, dar vină la mine acasă să vezi, am cărți, am candil, am icoană, am dat veșminte la biserică, am făcut parastas, am dezgropat pe mama, merg duminica la biserică. Formalisme, sfinte formalisme. Le-ai făcut tu pe acestea, dar inima ți-ai schimbat-o într-o ceva? Te-ai schimbat cu ceva în bine? Ai schimbat răul din tine cu binele? Sau le-ai făcut, că spune acolo, cele ce s-au făcut de ochii lumii, vă zic vouă, amin, și-au luat plata lor. Adică ai luat plata laudei pământești? Trebuie să te schimbi în interior și spune că ăsta e adevăratul credincios. Nu o spun de la mine, Isaac Siru, cu el luați-vă la ceartă. Cel ce este plin de fapte bune nascuns pe care nimeni nu le cunoaște și le știe și niciodată nu se laudă cu ele, acela abia a pus început bun de smerenie. Meditați! N-am terminat. Mergem mai departe. Și a venit și cel care a primit un singur talent. Iată tupeu cum ne redescoperim noi societatea de azi în două versete. Deci în două versete, te-am știut om aspru, Dumnezeu omoară, ucide, pedepsește. Știam că nu secer de unde n-ai semănat. Și ce spun oamenii? Da, am știut, m-a învățat cineva, mi-a spus cineva, eu acum aud prima dată, dar eu n-am citit, eu nu știu toate astea. Vă dați seama că dacă nouă ni s-ar permite la judecată cât de caragioși am fi, să ni se ceară la judecată, să fie în doctrina ortodoxă scris următorul lucru. Fiecare om la judecată își poate justifica păcatele printr-un proces verbal explicativ, la care dacă Dumnezeu găsește probe de principiul acesta judecătoresc, prezumția de nevinovăție, ne iartă. La judecată n-ar fi oameni. Ar fi tone de păduri tăiate, făcute maculatură, cu prostiile noastre justificative, în care noi ne-am mințit pe noi înșine și am spune că avem dreptate la tot ce am făcut. Dar spune așa, dreptatea este nu a omului, ci a Domnului și ea rămâne în veac. Că ce spune Hristos despre toate aceste procese verbale pe care v-ați fi dorit să le scrieți? De n-aș fi făcut între dânsii lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea. Dar n-au răspuns la păcatele lor. De n-aș fi făcut minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. Păcat nu ar avea, dar acum nu au răspuns la păcatul lor. Deci, vedeți, toate slăbiciunile noastre sunt concretizate în bunătatea Dumnezeu. Ai fost chior, ți-a dat vederea. Ai fost orb, te-a făcut să vezi. Ai fost lepros, te-a curățit. Ai fost cu mâna uscată, deci zgârcit, lacom, prost și arghirofilos, l-a furat banii și l-a strâns cu sacul. Ți-a vindecat mâna, ai fost gârbov, te-a îndreptat. Deci nu ai scuze. Nu ai scuze. Deci pe Dumnezeu nu-L traduci. Nu se lasă prostit de oameni. Și avem în catisma 7. I-a zis Dumnezeu păcătosului, ai crezut că voi fi asemenea ție? Mustrate voi și voi pune înaintea feței tale toate păcatele tale. Și nu va fi cel ce te izbăvește, nu va fi până la unul. Adică nici conștiința ta nu te va putea salva. Deci nu ne jucăm. Și spune mai departe la final, aduni de unde n-ai împrăștiat. Consider eu, și cu asta am încheiat,
că nouă ni s-a dat destulă semănătură și voi știți din popor că este o vorbă populară. Când semeni des, nu se fac roade. Și este un proverb, des umple fesul, rar umple carul. Deci avem prea multe cuvinte de folos pe metru pătrat, duminică de duminică, oră de oră, în raport cu faptele pe care le manifestăm. Să punem în practică toate cuvintele pe care le auzim și va trebui nu numai să semănăm, va trebui să oprim total semănatul și să trecem la ce? La prășit, adică pravilă, la păzit recolta, adică lucratul faptelor bune și la depozitarea recoltei, cum spune Ioan Botezătorul, grâul la jâtniță, numai pleava în foc nestins. Deci să nu fim noi acele boabe de pleavă sau de neghină, ci să fim acele boabe de grâu curat care se duc la jâtniță. Să n-auzim ultimul cuvânt al lui Iisus din predica de astăzi. Bine, slugă bună, rea și vicleană! Dacă ai știut că secer de unde n-am semănat și culeg de unde n-am semănat, de ce n-ai dat talentul la alții ca vinind eu să-mi iau cu dobândă? De ce n-ai făcut tu fapte bune să te vadă fiul tău, nepotul tău, sora ta, mama ta, soacra ta, ca să se mântuiască ei și prin rugăciunea lor poate te mântuiam și pe tine? Deci obligația noastră de creștini nu este numai să bârfim, nu este numai să judecăm și să tragem concluzii și analize. Datoria noastră de creștini este să ne îndreptăm noi viața, că dacă ochii sunt curați, toate le vor vedea curați. Nu o să vedem decât atât altfel. Creștini golani, curvari, borfași, hoți, așa cum spun toți despre noi, bă, las-mă și cu ortodoxe, ăștia doare capul, au o religie frumoasă, dacă te uiți la faptele lor, te împuști în cap. Și ortodoxii noștri ce văd? Popi bogați, popi sătui, popi cu bani și o biserică bogată. Ei, am să vă aduc aminte că nu aurul sfințește altarul, ci altarul sfințește aurul. Este spusă acestui cuvânt al lui Dumnezeu, Iisus Hristos, din Evanghelia Noului Testament. Deci nu mulțimea aurului te bagă în rai, nici pe preot, nici pe creștin. Ci darul sfințește, altarul sfințește darul, aurul. Până nu vine Duhul Sfânt în noi, nici aurul, nici preotul, nici altarul, și nici creștinul nu vor fi cu Dumnezeu. Să dea bunul Dumnezeu să fiți cei mai buni purtători de talanți ortodoxi. Amin.